sâmbătă de la ora 5, ne vedem pe Steaua TV. Forța Steaua! Meciul din a doua etapă a Ligii Masculine de Volei dintre Steaua și Știința Baia Mare va avea loc sâmbătă de la ora 17 în sala Mihai Viteazul și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV. Jucătorii lui Silviu Oancea vin după o victorie cu 3-0 la seturi în derbiul cu Rapid din deplasare, în timp ce băimărenii au pierdut greu în fața dinamoviștilor cu scorul de 3-2. Ne bucurăm că am început cu dreptul. A fost primul meci în actuala formulă. Ne bucurăm foarte mult că am luat cele 3 puncte puse în joc și că nu am dat nicio șansă adversarului. Cum vezi meciul cu cei de la Baia Mare? Meciul cu Baia Mare trebuie tratat ca orice meci, cu foarte mare seriozitate, deoarece, după cum ați văzut în prima etapă, vreau să producă o surpriză și să învingă pe cei de la Dinamo. Faptul că Dinamo a fost la un pas să pierdă de 3 puncte ne confirmă faptul că e un meci greu, având în vedere că echipele sunt la început, nu neapărat echipa mai bine cotată și obține victoriile. 12 puncte a reușit Ciprian Matei în partida cu giuleștenii, în timp ce pentru internaționalul muntenegrean Nicola Lacevici a fost primul meci după revenirea la Steaua. El a mai jucat pentru echipa noastră în sezonul 2017-2018. I'm lucky to be back and I hope to make even better result than last time with Steaua family. I'm very satisfied. The guys are first of all they are very good guys and especially very good volleyball players. And I hope we can make good result because from what I saw since I came here it was a really high level and I think we can make good things this season.